Bună seara și bine m-am găsit la emisiunea extemporală a democrației. Se înmulțesc problemele la Iași, vedem aproape în fiecare zi apar chestiuni noi, subiecte noi, teme noi, din păcate probleme nerezolvate. Am văzut în urmă cu două zile acel accident cumplit, e adevărat, nu în municipiu, ci la marginea municipiului, dar poate că e vorba și de proiectele care s-au tot amânat, da? Centuri, autostrăzi, nu știu, un trafic fluent, foarte mulți nervi în trafic, am văzut și în seara asta cum a plouat puțin, cum e o aglomerație de nedescris prin tot orașul, e adevărat că e și sărbătoare, da, poate că astea nu sunt motive. Vedem benzi, sensuri unice care se modifică peste noapte, șoferi care nu știu încotro să o ia și așa mai departe. Discutăm despre soluții, pentru că problemele, despre probleme am tot vorbit și le cunoaștem. Vorbim cu Bogdan Balaniș, cu secretar de stat la Ministerul Mediului, dar și liderul filialei municipale Iași PSD. Bună seara, bine ați revenit! Hristos a înviat, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că putem să discutăm din nou despre ceea ce înseamnă orașul și comunitatea. Adevărat a înviat. Vedem că multe dintre probleme sunt cauzate de trafic. E adevărat că suntem mulți, nu atât de mulți, că vedem că la recensământ e și mai puțin. Dar suntem tot mai mulți cu mașinile în trafic și se blochează. Fie că vorbim de traficul la ieșirea din Iași, fie că vorbim în Iași, fie că vorbim de drumul spre aeroport. Da? Tot cauzat de trafic și de lipsa de soluții, de întârzieri, de proiecte ratate, de finanțări, de ezitări și așa mai departe. Bun, hai să o luăm, cu acea tragedie cumplită petrecută în urmă cu două zile. S-a întâmplat la Lețcan, am văzut proteste și astăzi, au fost protest și aseară, chiar nu aș putea spun că am rămas surprins, dar am văzut vreo 200 de oameni acolo, era o vreme câinească, ploua, 200 de oameni care traversau strada. Bun, e mai mult un protest semnal, nu cred că nimeni și-a propus să blocheze drumul. E adevărat că au suferit zeci, poate sute de șoferi câteva minute, poate zeci de minute, dar în orice caz a fost cumplit. Un tir care a călcat un tată și doi copilași, un copilaș a murit, tatăl e în spital cu fractură de bazin, cu ruptură de splină și celălalt copil e la alt spital, la spitalul de copii. Bun, neatenția șoferului, dar pe de altă parte sunt și probleme care se tot rostogolesc. Un trafic extrem de greoi, o ieșire extrem de greoaie din Iași. Așa este și este tragic ce s-a întâmplat acolo și din nefericire nu este singur eveniment de o asemenea gravitate care se întâmplă pe această ieșire din oraș. Și eu chiar vă spuneam înainte de misiune, acum vin de la Suceava, unde am avut astăzi niște evenimente pe linie de minister, pe un program de finanțare pe care îl avem și am venit pe același drum și da. M-am îngrozit când am trecut prin locul respectiv, văzând și lumânările care sunt puse acolo și nu vreau pur și simplu... Da, sunt sute de candele aduse de oameni la acea trecere. E groaznic ce a fost și eu sunt părinte, am o fetiță de 7 ani și nu vreau să mă gândesc la... E pur și simplu imposibil să te gândești la tragedia oamenilor care sunt în directă conexiune cu cei afectați. Despre segmentul ăsta, vina șoferului este evidentă, chiar și poliția a spus chestiunea asta, am văzut în presă. El trebuia să oprească un pic mai departe de acea trecere pentru a vedea toată trecerea de pietoni, pentru a vedea cine intră, cine vine, cine vrea să traverseze strada. A oprit foarte aproape, a fugit o persoană sau, mă rog, a trecut în grabă. El a crezut că trecerea e goală, a intrat în unghiul mort, n-a mai văzut din nefericire. Bun, dar dincolo de asta se întâmplă accidente frecvent. Nu știu dacă săptămânal moare câte cineva. Aici sunt două componente. Pe de o parte, și noi ca și șoferi și eu fac foarte mulți kilometri pe lună pentru că săptămânal fac acest drum Iași-București. Deci pe de o parte este și... Exact pe drumul ăsta cumplit. Da. Fie pe varianta aceasta, fie intrarea pe partea cealaltă prin Scânteia, depinde de trafic și de cum ne arată de fapt Waze-ul că aleg această soluție din punctul acesta de vedere. Dar e clar că sunt două paliere ale discuției. Pe de o parte, responsabilitatea noastră ca șoferi când suntem în trafic și făcând atât de mulți kilometri și o săptămână. Vedem, nebunii, tot felul și de sunt momente când vezi și chestiuni mai puțin inspirate, ca să nu spun altfel, din partea unor șoferi. Deci și simți ceea ce înseamnă traficul și tensiunea pe care ți-o aduce din această perspectivă. Bun, da, chestiunea dar asta, pe de altă parte, este al doilea palier. Chestiunea asta vine poate și dintr-o frustrare. Eu nu scuz că un tip, un șofer care calcă pedala, bun, nu era valabil în cazul ăsta, care calcă pedala, că vedem
100 și ceva la oră prin localități, n-are nicio explicație. Dar, pe de altă parte, există o frustrare. Avem a doua componentă și despre asta... ore în șir, 100 despre asta ceva de discutăm. Despre a doua componentă, cea în care... Deci, dincolo de responsabilitatea șoferului, avem, cum spuneam, cea de-a doua componentă în care discutăm de ceea ce înseamnă infrastructură și despre cum trebuie gândită partea de infrastructură. Fie că discutăm de comunități, cum este vorba de Lețcani sau podul Iloaiei, de soluții care s-ar putea implementa și găsi acolo. Putem să discutăm de pasaje supraterane, putem să discutăm de pasaje subterane, astfel încât să protejăm pietoni. Putem să discutăm de ceea ce înseamnă dezvoltare urbanistică acolo. Dar foarte, foarte important trebuie să discutăm de ceea ce înseamnă rute ocolitoare pentru mediile locuite, fie că discutăm de rural sau de urban. Dacă vrem să avem rapiditate în trafic, deci nu are ce să caute bun, în momentul când ai treabă, să spunem, de la Iași la podul Iloaiei, Lețcani, sau, nu știu, la Iași, Târgu Lețcani, Frumos este cea mai aglomerată intrare în municipiul nostru. Zilnic, și o văd pentru că și eu folosesc același drum și eu sunt unul dintre cei din Moldova, nu știu dacă din cred țară, că, dar cred din că Moldova. Este și din cea din Moldova, dar asta putem să căutăm pe datele de trafic și găsim acolo cu foarte mare exactitate aceste chestiuni. Ei, dacă este cea mai aglomerată intrare și repet, o folosesc și o simt și eu în fiecare săptămână, atunci trebuie să ne gândim la soluții. Da, din punct de vedere al infrastructurii mari, astăzi, după 32 de ani, putem să discutăm de faptul că uitați că în sfârșit Moldova va fi legată de restul țării. Săptămâna aceasta am avut primii kilometri asfaltați pe ceea ce înseamnă autostrada A7 și este într-un an de zile practic s-a reușit să se facă cât nu s-a făcut în 33 de ani și este o veste bună. Că este târziu, da, așa este, este adevărat. Trebuiau aceste lucruri să se întâmple mult mai devreme. Discutăm de autostrada A8, unde uitați că deja componenta de capete am reușit să deblocăm. Când spun că am tot reușit, târziu, asta. Spun, târziu. Exact, târziu, deci târziu. Am spus, este târziu. Și aici o frustrare, știți cum e? Ajungi aproape să nu te mai bucuri. Este o frustrare care o simt și eu, domnul Ghețel. Ajungi să nu te mai bucuri când lucrurile intră pe o linie firească. Ceea ce nu-i normal, dar... Asta se întâmplă pentru că e o frustrare în societate, mai ales în rândul șoferilor, păi de atâția celor care ani de zile... circulă foarte mult, fie că sunt turiști și vor să iasă afară, dar nu despre asta e vorba, ci și pentru afaceri, pentru toată lumea, că dacă nu există, în orice stat, nu există mobilitate, stă economia. Se ajunge exact la un nivel de la care nu mai se blochează. De asta spun că sunt de acord că este târziu, dar mă bucur în egală măsură că uitați că facem pași concreți. Și acești pași concreți, cum spuneam, de autostrada A7, în mai puțin de un an de zile, gândiți-vă că cred că la finalul anului trecut a fost dat ordinul de începere. Uitați că astăzi avem primii kilometri de asfalt, iar prognozele, dacă lucrurile decurg în același stil, sunt că va fi terminată înainte de termen. Și discutăm de 2026-2027. Și e și român. Foarte... Și e și da, român, bun, și mă asta, bucură chestiunea aceasta. Asta cu românul, știți cum e? Aproape că n-are importanță. Pentru mine știți de ce are importanță? E bine că e român, pentru că ne-a mers, cum s-a spune, faima, că nu suntem în stare. E bine că e român de asta și că, spun că, și că noi trebuie să reușim să ajungem într-un moment în societatea noastră în care, dincolo de toate minusurile pe care ne le găsim nouă ca oameni, să reușim să ne apreciem și părțile pozitive și să fim conștienți că noi ca nație avem și părți bune și avem și exemple de bună practică și avem și domenii unde excelăm și trebuie să fim mândri în sensul bun cu această chestiune. Și e și un tip de om de afaceri extrem de ambițios, pentru că în sfârșit, pentru că și domnul Îmbrănescu bănuiesc că circulă pe străzi sau pe drumurile, nici eu nu-l cunosc, nu știu cum arată. Știu doar din auzite despre că e un tip destul de discret, nu-l vedem în față, ceea ce foarte bine își vede de afaceri, dar e și ambițios să facă tocmai în Moldova, el e băcoan, să facă tocmai în Moldova lui și sper că A7 să-l facă frumos, repede, înainte de termen, bani sunt, front de lucru este, gândiți-vă că SF-urile sunt aprobate, toate sunt în regulă, s-a dat părți birocratice la, au fost rezolvate și aici spuneam și de A8. Au fost probleme cu ceea ce înseamnă partea diferită de autorizare. La 8 eu aici sunt mai sceptic, adică faptul că încep sau că se fac capetele prin PNRR, bun, e în regulă, dar sunt 50 de kilometri odată. Sectorul montan, nu știu, l-am avut pe domnul Urtoia cu 2 săptămâni sau când a fost și spunea că toată autostrada s-ar putea să coste, nu știu, 8-9 miliarde de euro. El zicea că nu sunt probleme de bani, dar vom vedea, pentru că vedem ce se întâmplă și cu bugetul,
că dintr-o dată nu se mai găsesc sau sunt mai puțin bani. Partea de investiții nu trebuie să fie afectată. Și nu numai partea de investiții, ci și partea de salarizare și de locuri de muncă. Dar aici, cel puțin asta este poziția partidului pe care îl reprezint. E împărțit așa, ai două capete care se fac prin PNRR, un sector montan care va fi foarte scump și nu știi din ce fonduri se va face și cât vor putea suporta respectivele, nu știu, axe. Și mai e capătul ăsta, iar mie nu mi-e clar nici aici. Iași, Moțca sau, mă rog, Lețcani, Moțca. Nu știu când încep lucrările și când se termină. Haideți să privim lucrurile nu cu optimism, ci echilibrat din această perspectivă. Păi, și deocamdată, ceea ce putem să discutăm este ceea ce s-a făcut și se face în acest moment. Pentru că eu cred că cei care se uită la noi în moment sunt sătui de promisiuni și de termeni și de alte lucruri de acest tip. Tot au auzit și au văzut proiecte și au văzut poze și au văzut declarații politice 33 de ani de zile. Tot auzim aceste chestiuni. Și nu numai cei care se uită, ci și noi. Haideți să luăm lucrurile din punct de vedere practic. Avem pe A7 deja asfalt turnat, avem pe A8 partea de capete care este deblocată și cu autorizări și cu toate celelalte chestiuni, să îndeplinim aceste lucruri și apoi să vedem care este pasul următor. Pe termen scurt, că e clar că autostrada sau bucata asta, ieșirea spre Iași, nu știu, nu văd o rezolvare acum, pentru că domnul Ghețău, nu se va face. Atâta timp mi se spune 2027, 2026, 2028. Păi ok, dar 5 ani până acolo, în 5 ani ne blocăm, nu știu, vor mai fi zeci de accidente în zona asta până... Domnul Ghețău, atât timp cât lucrurile, și am mai spus-o și la dumneavoastră în emisiune, atât timp cât lucrurile la nivelul orașului nostru și a zonei urbane nu vor fi privite într-un mod integrat, probleme exista în continuare. Nu și din păcate, așa cum spuneți noastră, nu sunt privite. Nu sunt privite. Eu am solicitat de multe ori, inclusiv în perioada când eram în Consiliul Local. Haideți să avem un studiu de trafic integrat, astfel încât să vedem municipiul Iași cu ceea ce înseamnă zonele dormitor, zonele periurbane, în care sunt cetățeni care locuiesc acolo, dar lucrează sau își desfășoară activități pe timpul zilei în municipiul Iași, să privim aceste lucruri integrat, să facem un studiu integrat de trafic care să ne prezinte care sunt variantele și scenariile de soluții. Coroborat cu această... De ce n-am făcut până acum că vorbim de zona asta metropolitană? Păi asta trebuie să-l întrebați pe primarul PNL Mihai Chirica. De zona metropolitană de nu știu cât timp. Bun, la început nu prea știam ce înseamnă. Am discutat întâi de ce înseamnă conceptul de zonă metropolitană. Am modificat aceste lucruri. Bun, ni s-a aventurat că se fac inele, că se face trenul metropolitan. Nu s-a făcut nimic. Păi, deci, gândiți-vă că acum mai puțin de 2 ani de zile în urmă auzeam din partea administrației publice locale, a primăriei și a Consiliului Județean, un mare proiect cu trenul metropolitan, care în acest moment are realizare zero. Auzeam de sisteme de park and ride, de acele sisteme de parcări la intrarea în oraș, în care să poți să-ți lași mașina și apoi să folosești transportul public ca să ajungi la destinație în oraș. Realizare zero. Mai mult decât atât, și aici o să vă dau câteva cifre. Am mai folosit exemplul acesta. De ce? Pentru că este unul apropiat mie. Municipiul Galați, care este la jumătate din populația pe care o avem noi, Iașu, a semnat contract acum mai puțin de 2 luni de zile în urmă pentru 57 de autobuze și microbuze electrice. Focșaniu are vreo 37, dacă mi-aduc bine aminte. Clujul are peste 50, tramvaie, autobuze electrice. La noi în oraș, domnul Ghețău, nu se mișcă lucrurile, se pierd bani, se pierd finanțări și stăm în aceeași lentoare. Avem câteva tramvaie pe care le-am văzut fotografiate la fiecare kilometru pe care l-au parcurs ca să ajungă în orașul nostru. Bun, tramvaie care au fost prin program guvernamental. Arată foarte bine. Dar, domnul Ghețău, arată foarte bine. Nu a rezolvat încă problema. Și este parte din soluție. Dar soluțiile trebuie să vină și din partea municipalității, numai din partea guvernului să pună pe masă tortul astfel încât municipalitatea să ia din el. Sunt oportunități de finanțare pe care orașul nostru le pierde fiecare zi. Și vă dau câteva exemple. Și ceea ce o să vă spun acum e chiar o informație de astăzi. Așa. Astăzi, la nivelul Ministerului Mediului, noi am deschis aplicația pentru programul Rabla Local. Este acel program, stimați oameni buni, prin care, dacă aveți o mașină veche, mai veche de 15 ani, nu o mai folosiți, este matriculată și vreți să o dați, să scăpați de ea,
și nu doriți să vă luați altă mașină nouă, o aduceți, o casați, o radiați din circulație, o casați și primiți 3.000 de lei, un efort comun din partea Ministerului Mediului care acoperă 80% din costuri și 20% din partea municipalității. Adică discutăm de 3.000 de lei, 80% din cei 3.000 de lei îi asigurăm noi de la Ministerul Mediului. Astăzi s-a deschis linia de finanțare pentru această componentă. Ce trebuia să facă primăria adică nu trebuie astăzi? Condiționat să îți iei mașină, o nu, altă mașină. Exact pentru asta e dedicat, pentru cei care au mașini vechi, deci dar nu vor să-și cumpere. Primiți banii cash de la primărie, 80% îi asigurăm noi de la Ministerul Mediului și puteți face ce doriți cu banii respectivi. Da, deci nu sunteți obligați. Dacă e o sumă destulătoare, dacă mare, mică. Discutăm de 3.000 de lei pentru o mașină mai veche de 15 ani pe care nu mai doriți să o folosiți. Chiar dacă ar fi să o vindeți în piață, multe dintre acele mașini valorează poate mai chiar mai puțin. Ei bine, primăria municipiului Iași astăzi ar fi trebuit, dacă ar fi vrut să fie campioană din punctul acesta de vedere, să aplice la acest program, să intre pe aplicația de la AFM și să depună dosarul pentru dumneavoastră, pentru Ieșeni. Clujul a depus. De ce aplice primăria? Pentru că în primă instanță aplică primăria cu cât își dorește să absoarbă din banii respectivi și apoi demarează programul pentru cetățeni. Nu-i direct Ministerul Mediului Cetățean? Nu, pentru că este un efort comun între banii de la minister, 80% și 20% din partea primăriei. Am înțeles, e de o chestiune comună, 20% pune primăria, 80% pune ministerul. În acest sens a trebuit o hotărâre de Consiliu Local pe care primăria a trebuit să o elaboreze. Eu am atras atenția din punctul acesta de vedere. Și există hotărârea? Există. Din ce știu eu, există hotărârea respectivă, măcar atât. Și am atras atenția să nu aștepte să treacă timpul pentru că termenul era foarte scurt. Adică aveau vreo 5 zile la dispoziție ca să facă o ședință de îndată. Ce lipsește acum? Nu a depus primăria. Suntem în prima zi în care a fost deschis programul. Clujul, alte orașe mici din țară au depus. Clujul, prima zi, Clujul, început weekendul. Deci timp mai este, nu? Haideți să ne bucurăm de weekend, haideți să ne ducem la plimbare, că ieșenii n-au nevoie de bani. La 1 era vremea aia, era vânt. Prioritățile Iașului le putem face și mai târziu, că nu sunt prioritățile Iașului. Păi, vedeți, despre asta discutăm. Repet, Clujul a depus pentru 5.000 de mașini. Deci au alocat... Da, astăzi. Da, cum Dumnezeu, și multe alte sunt 57, dar nu mai Clujul, domnul Ghețău, sunt 57 de UAT-uri, sau cel puțin la ora 3, când am vorbit cu al meu coleg președintele de la AFM, erau 57 de UAT-uri în prima parte a zilei, deci până în ora 12, când s-a deschis linia de finanțare, care deja depuseseră pentru aceste chestii. Noi poate luăm bășcălie sau spunem așa că e ziua scurtă, dar ce înseamnă asta? Poate nu știu ce de la primărie, e rea intenție, e lene, e prostie. Acum, nu știu, întreb și eu ce înseamnă nu asta. Nu considerați lipsă de modestie. Eu cred că de știut știa primăria și vă spun și de ce. 1. Am pus inclusiv pe rețelele de socializare această chestiune și am tăguit primarul. Poate ocupați cu politicii prin oraș. L-am auzit acum cred că vreo 2 luni de zile în urmă, când se discuta despre programul Rabla Local, că el, fără nicio problemă, și 1.000.000 de mașini alocă buget ca să le scoată. Și chiar discutam cu cineva din presă, domnul Ghețo, și spuneam, nu mai credeți lucruri dintre acestea exagerate. Pentru că dacă luăm și facem un calcul, o să vedeți că nu sunt realizabile dintre ele, că nu există atâtea mașini matriculate în Iași. Dar asta este partea a doua. Declarațiile, eu știu, de basme pe care le face primarul. Administrative PNL. Care ne-am obișnuit. Da, da. Oamenii au nevoie de soluții, au nevoie de declarații politice. Da? Deci, atâta timp cât din gura primarului am auzit declarații pe acest program, înseamnă că știa această chestiune. Atunci, da? Atunci e chestiunea cu zi scurtă. Din punctul meu de vedere este indiferență și incompetență pe care o decontează fiecare dintre noi ieșenii vis-a-vis de capacitatea administrației publice locale condusă de Mihai Chirica. Da, acum întreb și eu, ar fi cereri din partea ieșenilor, să spunem, pentru chestiunea asta? Uitați, sunteți reprezentant al presei, oricând puteți face o postare sau într-o emisiune să luați telefoane din punctul acesta de vedere, să vedeți dacă sunt cereri. Eu, din mesajele pe care le-am primit pe rețele de socializare și discuțiile pe care le-am săptămânal în Iași, pentru că la fiecare final de săptămână vin acasă și mă duc și mă întâlnesc cu ieșenii. Dacă Clujul spuneați că a cerut pentru 5.000, deci înseamnă că sunt semnale bun și pentru astea 5.000, tu dacă ceri tu, oraș, ceri pentru 5.000, trebuie să, adică banii ai dai doar când vine aplicantul. Deci, sau procedura dacă trebuie să dai, vergi la bugetul de stat, echivalentul 20% pentru toate cele 5.000 de mașini. Nu. Beneficiarul, cel care aduce mașina, primește banii
cash de la primărie în momentul în care dovada faptului că a casat și a dus la o firmă de specialitate mașina respectivă. Deci n-ar fi, cum să spune, primăria sau în pierdere, adică n-ar trebui să vină cu o sumă uriașă din start sau achit. Nu. Am înțeles. Gândiți-vă că la 5.000 de mașini, dacă ăsta ar fi fost un obiectiv pentru municipiul Iași, ori 20% din 3.000 de lei înseamnă 600 de lei, ne iese o sumă derizorie pentru bugetul Iașului. Atenție, în felul ăsta a mai scăpat poate și de rablele astea care mai sunt, mai zac, păi, pe lângă discuția, prin parcări, discuția pe lângă noastră, prin domnul Ghețău a pornit de la problemele de trafic, da? Poate nu le-a mai vedea pe stradă, poate putem că să ducem nu discuția exact în ceea ce înseamnă calitatea aerului în orașul nostru. Hai că vorbim despre calitatea aerului și despre trafic și despre aglomerația pe drumul spre aeroport, tot legat de trafic, dar după o pauză. Da, ne-am întors la Extemporal Democrație, invitat Bogdan Balanișcu, secretar de stat la Ministerul Mediului, liderul filialei municipale Iași a PSD. Continuăm să vorbim despre trafic, intrăm, am vorbit despre Lescan, despre traficul de afară, la implicit să ajungem și la chestiunile de trafic din oraș. E infernal, au trecut sărbătorile, s-au întors elevii, am văzut azi a dat și o leacă de ploaie, iar s-a blocat orașul. Era să întârzi la emisiune la dumneavoastră, bun, am văzut încercând și eu să intru în oraș, pe acolo, pe E85 și venind încoace spre dumneavoastră. Repet, una din marile probleme este că nu, administrația publică locală nu privește aceste chestiuni integrate. Iar a doua mare problemă este că pierde pe bandă rulantă, și o spun cu toată responsabilitatea, domnul Ghețău, pierde oportunități de finanțare. Așa cum am mai spus, noi acum, da, ca țară, anume, că spuneți oportunități, ce vă proiecte dau exemple pot fi făcute vă și dau sunt exemple, pierduți banii? Exemple punctuale, numai din proiectele care privesc traficul, fără să intrăm și în alte tipuri de proiecte. 1. Noi suntem ca țară în acest moment în cea mai bună perioadă din punct de vedere al disponibilităților de resurse financiare pentru dezvoltarea comunităților. Adică, ce înseamnă lucrul ăsta? Ca să înțelegem fiecare dintre noi. Avem PNRR-ul care înseamnă 30 de miliarde și avem perioada de programare financiară 2021-2027, ambele suprapuse. Deci nu avem doar banii care ne-au venit pe perioadă... Plus investițiile la buget, să spunem. Ălea vin constant, da, și alea vin, că contează, dacă aveți dreptate. La un PIB de 300... Plus investițiile de la buget, 300 da? De miliarde de euro, numai 1% pe an, 3 miliarde. Da. 3 miliarde exact. De euro sunt bani. Exact. Deci, din punctul acesta de vedere, România nu a avut și nici nu o să aibă, ocazie, în perioada următoare, după 2027, mai mulți bani pe care să poată să-i absorbă. Mi-aș fi dorit să văd că și în Iași, ca în alte orașe din țară, și din perspectiva activității de la București, sunt conectat cu foarte mulți colegi din țară, raportat la ceea ce fac eu. Mi-aș fi dorit în Iași să văd că avem proiecte pentru modernizarea transportului public, nu doar cele guvernamentale care au fost puse pe tavă către primăria municipiului Iași. Alte orașe, cum am spus și în prima parte a emisiunii, au aceste chestiuni și dădeam exemplu de Galați, care are 57 de autobuze și microbuze electrice și este, oameni buni, la jumătate ca mărime decât față de Iași. Discutăm de componentă, v-am spus că vă dau câteva exemple de surse de finanțare ratate de primăria municipiului Iași. Discutăm de componenta de piste de biciclete. 37 de milioane de lei a avut ocazia primăria municipiului Iași să acceseze și nu i-a accesat ca să rezolve o componentă de mobilitate urbană pe transport alternativ. Nu toată lumea trebuie să folosească bicicleta, dar sunt în Iași, este în Iași comunitate de bicicliști care ar folosi dacă ar avea infrastructura și am mai decongestionat din componenta noastră de trafic. Se pot face piste de biciclete, că mă uit și eu cum e afară, dar nu știu, acolo pare că așa au fost proiectate din start. Dar la noi, nu știu, ar trebui să tai ori din trotuar, domnul Ghețău, ori din drum, ori să mai tai niște copaci, că sunt șosele, soluții, drumuri tehnice pentru orașul nostru. Deci sunt? Nu din cărți sau din teorii. Și am participat când eram consilier local. Dar cred că ori și specialiști în țară și străinătate. Păi asta vreau să vă spun. Ca să fie adus, uite, ăsta e traseul optim, Copou, Poduroș, pe aici, oameni buni. Sunt și avem o comunitate în Iași care este foarte implicată pe această componentă. Discutăm de Iași, orașul bicicletelor, și am participat la un eveniment la care au fost invitați specialiști din Olanda, finanțat cu bani de la ambasada care țărilor sunt de jos, în, care au venit și asta au explicat.
Domnul Ghețău, a explicat aceste chestiuni nouă consilierilor locali ai primăriei municipiului Iași. Discutăm de momentul când eram consilier local, deci în 2020, ne-au explicat care ar putea să fie soluțiile și utilitatea și care ar putea să fie abordările din punctul acesta de vedere. Deci soluții există. Trebuie să existe dorință la nivel local din partea primarului ca să pună oameni din primărie să se ocupe de această componentă. Deci autobuze, piste de biciclete. Autobuze, piste de biciclete, așa, sunt finanțări pe care pe partea aceasta municipiul Iași și fiecare dintre noi ieșeni le-am pierdut pentru că primăria nu s-a mișcat pe aceste finanțări. Dar se pun nu mai intru să discut. Baran, se pun rulouri între bloc. Păi cum? Asta este singura activitate pe care primarul o face, care din punctul meu de vedere, oameni buni, să avem prin Tătăraș, de exemplu, în Tătăraș, acolo a început de la dispecer în vale, se pun rulouri acolo, unii sunt mulțumiți, alții nu, dar ceea ce am văzut a fost defrișate zonele, arată foarte urât, că blocurile alea pestrițe. Știu, domnul Ghețău, pentru că discut și în Tătăraș, cred că am fost în ultimele luni de vreo 6 ori. Știți care e problema? Vă spun și parcuri neamenajate de joacă, spații de joacă. Au fost mulse gardurile alea vii de către lucrătorii de la servicii municipale. Am stat de vorbă cu ieșeni. Și a plouat în perioada asta și mașinile trec, e mai mult noroi decât înainte. Eu nu știu, adică eu aștept. E mai rău decât înainte. Eu aștept să văd să pună gazonul ăla să vină și pentru că altfel pentru că șoferii vin seara, n-au să parcheze. Parchează pe spațiul respectiv. Intră pe în noroi. În nămolul de acolo, că nămol după aia îl ducem în adică nu înțeleg, dacă tot nu trebuia să mai smulg dacă amână, chiar și cu o săptămână, două, trei, că văd că au trecut de prin martie s-au grăbit sau din februarie. Nu Ghețău. Și nu se întâmplă nimic. A fost spațiu verde în zona Nicolina, nu în zona Tătăraș, deși și în zona, cred că zona Tătăraș este zona în care am ieșit cel mai des și am stat de vorbă cu ieșenii de acolo, alături de colegii mei din partid. Dar în zona Nicolina, anul trecut, amenajare de spațiu verde în fața unui bloc și ne-am implicat și noi la momentul respectiv pentru amenajarea respectivă, în cred că 3 săptămâni de zile primesc mesaj de la unul dintre ieșenii de acolo care stătusem de vorbă și cu poze au venit și au săpat spațiul verde pe ea făcut. Pus. Deci n-avea 3 săptămâni. Case ce? Au făcut șanțuri, au schimbat niște conducte, nu știu de la ce. Bun, acum, și a rămas așa. Acum depinde până, dacă ai o avare sau ceva. Nu era vorba de o avare. Dar dacă ai o lucrare, asta e. Asta am întrebat și eu, e o avare, s-a întâmplat ceva. Mai e specialitatea casei, ca să spunem așa, în Iași, e lipsa asta de dialog între instituții. Vine apa vital, sapă, nu știu ce, vine ăla, mai pune și el. Dar știți care vine, domnul Ghețău, dumneavoastră o firmă știți că de telefoniști, nu știu ce mai fac și dar tot așa. Știți care e soluția? Pentru orice lucrare de acest tip, trebuie să te duci la primărie să iei un aviz. Adică primăria este în cunoștință de cauză cu aceste chestiuni. Adică pot să spună, din punctul meu de vedere, e doar o chestiune. Stai puțin că eu acolo. E doar o chestiune sau, nu știu, internă. Mai am în eu. Exact, e o chestiune internă de organizare a primăriei din punctul acesta de vedere ca să planifice lucrările astfel încât să nu cheltuie din banii noștri ieșenilor de 2 ori. Pur și simplu chestiune de organizare. Eu să am posibilitatea să pot să decid din acest punct de vedere, păi sunt niște chestiuni simple pe care le faci. Chem fiecare companie care are subteran, suprateran, etc. Nu are importanță de tipul de utilitate sau de traversare pe care o are. Faci o ședință cu cei din primărie și cu companiile respective o dată pe lună, o dată la trimestru. Dar și discuți lucrările să vezi exact și discuți de planificarea lucrărilor, păi suprapui ce ai tu, atenție, ce am eu, hai să vedem cum le facem ca să fim eficienți. Dar vă dau un alt exemplu. Aici nici măcar nu e o chestiune de primar, că nu primarul ar trebui să fac chestia asta. Dar e armata de directori, dar de subordonați, de regii. Domnul Ghețău, chestiile astea. Da, bun, dar primarul trebuie să vină să spună, bă, faceți așa, nu, faceți nu, așa, asta faceți spun, așa. Adică, da, el ar trebui să le ceară celor din subordonat. Păi exact, asta spun. Că la începutul lunii nu să vină regi, că el nu stă, băi, pe strada Florilor să facă nu sau pe strada Sălcilor. Tu apa vital faci, tu, noi primăria ce avem. Nu, asta e chestiunea primară. El trebuie să pună omulețul să pună care să vegheze. Să piesele la locul potrivit. Și pe aia să-i cheme, spune la raport după primar. Aceea. Stai cum puțin, stăm? Săptămâna viitoare nu începe. Am văzut tabelul cu așa, pe strada nu știu care. Nu începem pentru că are apa vital, nu știu ce lucrare acolo și mai amânăm în exact. Lună. Și fac un grafic de lucrări astfel încât... Ce e așa de greu? Am mai spus-o și cu alte ocazii. Pe bun, azi înțeleg că primăria s-a închis când au depus pe, nu știu, pe... bani pentru să sperăm că mai rămân Rabla. Să sperăm că mai depun bani și o să aibă posibilitatea până pe 28 când e deschisă linia, da. Că e deschisă o săptămână și repet, supărarea,
Supărarea mea, domnul Ghețău, este că am anunțat aceste lucruri public de la bun început și către primărie. Vreți din prima zi, e greu. Păi da, vreau din prima zi, că dacă vreau să facem ceva pentru orașul nostru, trebuie să așteptăm pe ultima zi să vedem dacă a mai rămas ceva. E greu. Dacă tot prezentăm că Iașu este un oraș și are un nume și are o istorie, haideți să-l respectăm și să-l prioritizăm. Harababura asta cu popici, pus, scoș, am văzut pe aici, pe Nicolae Iorga, păi uitați cum o resimțim, că discutăm tot de componenta de trafic. La fiecare chestie... Adică nu se face, eu mă gândesc așa, că se face un studiu, că vin niște specialiști, totul se face în urma unor... discuții ample cu poliție locală, națională, rutieră. Foarte bine. Dumneavoastră spuneți foarte bine ceea cum, așa, ce spuneți. Așa te-ai trezit dimineața, hai să punem acolo 10 popici? Păi, probabil ce visează noaptea primarul, a doua zi dă dispoziție ca să se întâmple, în loc să dea dispoziție pe lucruri care trebuie să se întâmple. Iar povestea asta cu popicile, da, benzile unic de transport în comun sunt soluții de trafic. Da, dar unul, nu trebuie să fie singulare, pentru că dacă sunt singulare ca măsuri pe eficientizarea traficului, nu produc efecte. Adică nu-i suficient să avem o bandă unică de transport public dacă nu avem mijloace de transport public pe acea bandă și pe toată rețeaua din municipiul Iași. Dacă rețeaua noastră de transport public din municipiul Iași nu acoperă într-un mod eficient fiecare componentă, adică a orașului și mai tare circulația, da, și n-ai eficiență și, pe transport. Exact. Dacă acel transport public din municipiul Iași nu este de o anumită frecvență și de o anumită calitate, astfel încât să devină și atractiv, nu să stați în ploaie, uitați, astăzi după amiază, în seara aceasta, plouă afară, cum ați spus și dumneavoastră. Oare de ce oamenii atunci când plouă se duc și folosesc mașinile într-un număr mult mai mare decât într-o zi în care este vreme bună? Pentru că trebuie să stai în stație, să te plouă în stație, și am văzut că au tăiat inclusiv stațiile când au adus tramvaile noi din programul guvernamental. Nu știi când îți vine, nu știi dacă ajungi la timp acolo unde ai treabă, întârzi la serviciu, întârzi copilul la școală. Plus că multe linii sunt făcute aiurea. Plus că nu ai o conectivitate, adică, cum trebuie. Nu. Când eram în Consiliul Local, în baza unor solicitări a unor cetățeni, a unor reșeni, am solicitat prelungirea liniei 27 de transport în comun, cea care duce spre zona metalurgiei, apropo de ceea ce înseamnă zona Tătăraș. Sunt mai multe firme acolo, sunt angajați și mi-au venit solicitări. Da. La momentul respectiv, în calitate de consilier local, să facem această prelungire. Am solicitat această prelungire. Au trecut 27 pe ce traseu? Duce de la metalurgie mai încolo spre partea industrială, pod în partea respectivă. Am solicitat această chestiune, au trecut vreo 3 luni de zile, nu s-a întâmplat nimic. Am întrebat eu după aceea la compania de transport și la primărie, domnule, ce se întâmplă cu solicitarea respectivă? Și într-un final, nu mai știu, încă o lună de zile, a venit un răspuns că nu este eficient să prelungim linia de transport public încolo. Oameni buni, dar sunt eșeni care au nevoie de transport public, care se duc la servicii acolo și doresc să ajungă la servicii și nu le pui la dispoziție mijlocul de transport în comun. Și atunci noi discutăm de ce eșenii folosesc mașina? Păi cu ce venim în contrapartidă ca administrație publică locală ca să vă convingem pe dumneavoastră, pe mine, pe oricare altul, să lăsați mașina acasă și să folosiți... Nu mai plătești parca, că de multe ori e costisitor, plătești benzina, plătești parcarea, adică de multe ori e mult mai costisitor. Plătești asigurare la mașină, decât acel trebuie bilet, să faci schimburile. 3 lei sau cât costă și fără bătaie de cap. O mașină fără să o folosiți într-un an de zile vă costă de la 450 de euro în sus cheltuieli pe care le aveți. Aveți un schimb de ulei, aveți un schimb de anvelope cel puțin pe care trebuie să-l faceți, aveți o asigurare pe care trebuie să o faceți, deci cel puțin 450 de euro pe an vă costă mașina respectivă. Dacă luăm și împărțim pe cost per transport public, în funcție de tipul de drumuri de care aveți nevoie, dacă aveți nevoie în proporție foarte mare local, este mai avantajos financiar. Și când aveți nevoie de un să vă deplasați în afara localității, concediu sau alte chestiuni, se folosește mașina închiriată. Atenție, așa e afară. Când în afară... Da, în afară te duci și te pui în stație, nu te plouă. Vezi când ți-a venit, vezi în câte minute ajunge mijlocul de transport, știi că ai garanția că vei ajunge la destinație acolo unde ai nevoie, folosind mijloace de transport în comun. Unu, două, interconectate. Deja dacă începem să discutăm de interconectarea mijloacelor de transport în comun, discutăm SF-uri. Păi la noi, la primăria municipiului Iași, am văzut că au dat drumul din nou la licitație să achiziționeze autobuze SH pentru transportul periurban. Adică autobuze vechi. Păi pe care alții le-au aruncat. Vine primăria municipiului Iași, plătește bani să le cumpere, să le folosim în oraș. Alea secondhand poluează de mama focului. Păi despre asta discutăm. Le aruncă, alții le-au aruncat. Adică și noi le luăm de bune. De ce primăria municipiului Iași nu a accesat din banii din PNRR
pe transport verde, în care au mijloace transport electric, foarte, moderne. Foarte pe scurt și despre aglomerația pe drumul spre aeroport. Vedem că, din nou, dezvoltarea o ia înaintea infrastructurii. Adică avem atâtea curse, avem atâția pasageri, dar ne blocăm, alergăm cu sarsanalele pe drumul ăla șerpuit către aeroport. Noaptea minții. Indiferență. Și vă dau un singur exemplu. În 2000... În 2006 a fost făcut un studiu de fundamentare pentru dezvoltarea aeroportului din Iași. Așa. Prognoza pentru 10 ani, adică pentru 2016, era de aproximativ 700 și ceva de mii de călători. Prognoză care s-a dovedit adevărat. În 2016 au fost vreo 770 de mii de călători pe aeroportul Iași. Erau și alte vremuri lucrurile. Alte vremuri. Acum Ce vreau să vă spun este că 150 de cu 10 ani de zile înainte s-a făcut prognoză pe câți călători va avea aeroportul Iași. Adică în 10 ani de zile exista timp ca să poți să te îngrijești și de ceea ce înseamnă celelalte chestiuni conexe. Accesibilitate rutieră, accesibilitate pentru transport de mărfuri. Poate ne dorim să luăm în calcul și această componentă de cargo la nivel de Iași, într-o formă sau alta, ne spun specialiștii, dar a fost timp și oricând se poate face un calcul și o prognoză ca să știi peste o anumită perioadă, în niște marje, cam care va fi traficul tău. Astfel încât să dimensionezi infrastructură rutieră, să pregătești linii de transport în comun, care să fie pe orele de care ai nevoie, astfel încât să nu ai aceste probleme pe care le-am văzut, că te duci cu bagajul în mână prin pădure ca să ajungi la aeroport. Bun, încă o dată, drumul ăla din Tătăraș, tot vorbesc aproape în fiecare emisiune despre drumul ăla din Tătăraș până la aeroport, că dacă e drumul ăsta șerpuit, drumul ăsta turistic, e drum turistic ăsta, nu e drum spre aeroport, așa cum e, drum de plimbare. Bun și ăsta. Dar dacă s-ar mai face cu un drum direct din Tătăraș, ar rezolva o mare parte din soluție. Păi, a trecut un an de la începerea războiului din Ucraina, când am văzut că au venit puhoaie de refugiați și a crescut rapid traficul la aeroport, nu s-a făcut nimic. Înțeleg că acum, nu știu ce, se mișcă tot așa niște hârtii pe la primărie. Când, domnul Ghețău, domnule, e o stradă de un kilometru. Noi ieșenii suntem, suntem sătui de mișcat hârtii. Suntem sătui de mișcat hârtii. Și ce pot să vă spun este că atunci când există voință și se dorește, și dau exemplu, cu asta am început emisiunea, A7, în mai puțin de un an de zile, de la zero, la asfalt turnat pe autostradă. E și o conjunctură, că nu știu, sunt și bani, e și o zonă colinară, nu implică foarte mult, adică nu e foarte complicată, s-a nimerit, e și un constructor ok, habar n-am. Dar mă întreb, de ce n-am fost în stare să facem până acum? Pentru că nu a existat. A trebuit să vină pandemia, da, aia blestemată, pe care mulți o blesteamă, și e și firesc să fie cred așa. Cred că fiecare dintre noi, pentru că am avut cu toții stricat, de suferit în diferite viața forme. Și inclusiv multora chiar i-a afectat și psihic și s-au pierdut locuri de muncă, a trebuit să vină pandemia ca, virgulă, Comisia Europeană sau Uniunea Europeană să înființeze acest PNRR și să avem și noi posibilitatea să facem A7. Altfel, nu eram în stare. Păi dacă nu era PNRR-ul, nu făceam A7. Păi au fost ratate oportunități de finanțare inclusiv pe infrastructură mare. De asta spun. Uite, ne uităm pe căile ferate. Noi discutăm de autostrăzi, dar căi ferate? Am început să investim în căile ferate la fel după 30 de ani de zile. Și unul dintre exemple, dincolo de ceea ce înseamnă, la modul general, că apropo de transport verde și transport eficient, câți oameni transport versus cât poluează prin transportul respectiv. Căile ferate sunt și ar trebui să fie unul dintre mijloacele de transport foarte eficiente la nivel național. Săptămâna trecută am plecat la București cu tren. Așa. Și am mers. De ce? Ganins atunci? Sau poftim? De ce? Nu. Nu a fost niciun eveniment meteorologic. Am văzut și eu postări la unii politicieni că ocazional mai merg cu trenul, dar au mers că a fost blocat aeroportul la momentul respectiv. Eu nu folosesc avionul atât de des. Dar săptămâna trecută am fost cu trenul și am mers și inclusiv cu fetița mea. Așa. Am luat-o și cu trenul la București. A fost prima ei experiență cu tren. 6 ore, 7 ore cât? Nu, a fost 6 ore și un pic, dar problema a fost că am pornit cu o oră întârziere din Iași.
în loc să pornească la 22:45. Era linia ocupată? Ce? Nu, am înțeles că a fost o problemă cu a doua locomotivă care în zona Bârnova trebuie cuplată și a doua locomotivă ca să poată să traverseze trenul chestiune. Deci asta e o chestiune pe care eu nu înțeleg. O chestie adică, de organizare. Iarăși, nu e o chestie inopinată, e un lucru la care te aștepți. Și atunci când preconizezi anumite chestiuni, te poți pregăti pentru ele. Eu așa știu. Bun, vine premierul. Am înțeles că vine premierul, marțea viitoare. Așa am auzit și eu. Nu știu detaliile din punctul acesta de vedere. Anunță vreo investiție, ceva? Mie mi-ar plăcea să văd că vine premierul pe o investiție demarată, începută și finalizată, fie de municipalitate condusă de primarul Mihai Chirica. Nu, înțeleg că vine ceva să inaugureze o investiție privată sau, fie de președintele PNL al Consiliului Județean, Costel Alexe. Deocamdată vine să inaugureze o investiție privată, domnule Ghețo. Înțeleg că va fi și pe la spitalul de copii, nu știu ce va face pe acolo. Este o investiție la spitalul de copii pornită încă de pe vremea fostului președinte al Consiliului Județean, pe care mi-aș dori să o văd că este finalizată. Bun, lucrarea și mi-aș dori să văd și alți bani care se aduc către spitalul de copii. Poate mai anunță niște investiții, nu știu, centuri, trenul metropolitan, că vedem că în alte orașe sau pe la Cluj se face metrou, stadion, sala sportul, câte avem. Păi de asta le vedem în formă de machetă prezentată de PNL Mihai Chirica. Poți să punem aici o machetă aici cu stadion. Deja sprăfuite de cât timp au fost realizate, cred că trebuie să le înnoiască. Mulțumesc Bogdan Baranișcu, mulțumesc și noastră pentru atenție, sunt Florin Ghețău, seara bună.